23 de lei am dat pe toată masa asta, frate. 23 de lei, tu-ți dai seama că mâncăm 5 oameni de aici? Unde o să încercăm niște mâncăruri chinezești care sunt un fel de mic dejun chinezesc, că oricum este ora de mic dejun. Chinezesc? Tofu hua. O să dăm o notă la fiecare în parte. Mamă, ce interesant arată. La 10. Mama, dă 10, da? Mie nu piace. Ce nu-ți place? 7. Nu, de s-a terminat, mă jur de rău. Așa mi-a făcut. Bun, și chiar acum suntem în Zhengguan Cao Si. Este o piață foarte mare de la mine din orașul meu natal, din Sanming. Așa se zice, nu? Da, da, da. Este aproape cea mai mare piață din orașul meu natal. Și o să mergem imediat acolo, puțin mai încolo, la food court, unde o să încercăm, nu pot să zic micul dejun, niște mâncăruri chinezești care sunt un fel de mic dejun chinezesc, că oricum este ora de mic dejun. Așa că o să mergem imediat acolo să încercăm de la fiecare restaurant în parte ce o să ni se pare mai interesant. Ți-e foame? Nu, nu prea. Eu am venit nemâncat, frate, eu sunt mor de foame, abia aștept să mănânc. Și bine ați venit la noua serie de ieftin versus scump. O să fac mult mai multe chestii de pe aici, de prin China. Și de data asta o să încercăm mâncarea chinezească ieftină, ieftin, și cea scumpă, da. O să facem o comparație așa între ele. Hai să mâncăm, că mi-e foame. El este un prieten al verișorului nostru, Luca, din România. 100% îl știți pe Luca, de pe TikTok cel mai probabil. Ia, hai să vedem ce ne pregătește aici. Țăsă-mă. Lară. O ță, la, da. Deci avem aici un sos iute. N-au ță nimeni, să se va. Tohoa. Ok, ok. Da, să oricum o să vă explic pe parcurs ce și cum mâncăm pe aici. Deja fiți atenți, deja nici 30 de secunde a fost gata prima mâncărică. Băgăm acolo niște zahărel. Ah, de asta am băut în București. E foarte, foarte bună asta. Arată puțin, dar oricum am dat comandă de tot meniu, oricum. Mamă, ce interesant arată! Care vrei să începem? Asta. Cu asta? Da. De la început am văzut-o pe mama. Zici și mie ce e asta. Chinezesc tofu hua. Tofu hua. Chinezesc la tofu hua. Chinezesc scrie la tofu hua. Încearcă tu prima oară. O să dăm o notă la fiecare în parte. E bun? Ia, vreau să încerc și eu. Bine, na. Mamă, cât de iute. Mamă, dar e foarte bun. E bun rău. Băi, e foarte bun, jur. Ce notă îi dai? La 10. Mama, dă 10, da? Da. Băi, eu cred că o să-i dau un 8, cam așa. Chiar este foarte bun la gust, jur. Deci nu exagerez, este super bun la gust. Mamă, dar e foarte iute, e super iute. Hai, ăsta e următorul, da? Stați liniștiți că nu aruncă nimic la gunoi, că am adus aici niște prieteni cu noi și o să mâncăm tot. Hai să vedem. Hai că ăsta chinezesc. Tocian. Deci fiți atenți cum arată. Ia încearcă. Hai încercă. De asta am mâncat în București, am mâncat din asta, dar chiar nu știu cum se traduc chestiile astea în limba română. Serios, chiar nu știu. Foarte bună. Păi normal, că în ăsta am încredere 100% aici de mult. Păi da. Este absolut genial. E absolut genial. 10 din 10, 11 din 10. Păi. Ce notă? 10. 10. 10. 10. Ia, hai să vedem astea. Deci fiți atenți, toate chestiile astea de aici pe care le avem în fața noastră se numesc xiaoci. Xiaoci. Xiaoci, chinezesc la xiaoci. Ce înseamnă xiaoci? Adică... mâncare mică. Da, mâncare mică, da. Un fel de mic dejun, nu? Da, da, da. Da, exact. Uh-huh. Deci tot ce mâncăm acum este un fel de mic dejun. Și apropo, de obicei foarte, foarte multă lume în piața asta, doar că am zis eu să venim mai devreme, ca să nu prindem foarte multă lume, că altfel era prea mult zgomot. Asta nu-mi place cum arată, sincer. Este hai și caldă. Asta e foarte bună, cică. E cu fasole roșie. Da. Nu-mi place cum arată, sincer. Dar cred că am mâncat și de astea. Wow! Mamă, cât de bun e! Plac? Mamă, e foarte bun! Se plac? Da, e foarte bun! Păi vezi? Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam, în jur. Mamă, pentru că nu mă așteptam, o să-i dau nota 10, lejer. Ce notă îi dai? 10%. 100%. Da, tu dai la toate 10, nu? Păi da. Uite, avem și aici dita bai. Aoleu! Asta chinezesc? Eu chiar, nu gata asta de mâncare, mă, băiatule. Nu-i voie să dau cap, mama. Deci de asta chiar n-am încercat pai niciodată. De vală. Deci pe la vară e foarte bun. În cazul în care ți-e rău vara sau ți-e prea cald, da, nu? Da, 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 da. Vezi că băiatul meu e stie. Creie. Asta, chinezesc, mă. Ce bun. Păi eu sunt deștept. Da, fată, e foarte sept. Nu mai știi limba română așa bine. Te-au venit la China la aproape de 8 ani de zile. Normal că i-au uitat la numărești. Uite, nu? Ce bine vorbește, voi. Nu-mi place. Nu? Nu. Trebuie puneți un pic la zahăr. Zahăr? Da, da, da. Bă, dar chiar te răcește, gen, da, chestia asta. Asta chiar pentru vală. Chiar îți răcește organismul, chiar te calmează. Dar ar trebui puțin mai mult de asta.
Nu e chiar atât de rău, dar nu sunt fan. Nu știu, ce notă îi dai? 10. Eu o să-i dau un 7 la asta. Nu sunt fan. Deși asta este de vară, ia. Deci vara, dacă mănânci astea, nu o să-ți fie rău. Nu o să te ia amețeala de la căldură și toate chestiile astea. Ce e asta? Ce e asta ca aproape cu ăsta, la fel. E aproape la fel? Da. Ah, ia, hai să vedem. Se aseamănă, chiar se aseamănă. Asta e mai bună. Asta e mai bun? Mm-hmm. A, n-am pus zahăr în ăla. Da. Asta am pus mai bună cât de ăsta. Nu, ăla e mai bun. Da? Nu. Vezi? Fiecare în gustă nu la fel. Vezi? Exact, fiecare nu are... Da. Nici eu nu știu să zic ce a zis mama. Da, nu, ia-l de ce, Îi dau nota 4 la asta. Bine. Deci ăsta, deci vă jur, deci când mă lua vara insolația, mătușe mea și tata și familia mea îmi dădea de asta, frate. E fasole verde. Da. Este pusă cu gheață, efectiv, e foarte, foarte bună pentru insolația asta. Asta chinezesc la litou, cam. Adică fasole verde, ciorbă de fasole verde, da, supă de fasole verde. Dar e foarte rece și e foarte bună pentru insolație, dacă ți-e cald. 10 din 10 dau la fasolea asta. Foarte bun. 10, nu? Cum se pare gustul de aici? E bun? Foarte bun. E autentic, nu? Da. Hai să vedem asta. Asta ce este? Chinezesc pasantang. 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 Deci se traduce mot-a-mo supă de alune. Mhm. Supă de alune. Da. Supă de alune, da. Ia, hai să vedem. Ăsta e cald. Și e dulce. Ia, vezi? Asta place ție, vezi? Mamă, ăsta chiar îmi place. Mamă, dar ce mâncăm aici? Chiar că e mic dejun cu totul. E numai bine, e perfect, pentru că diseară o să mergem la un mare restaurant, cel mai șmecher restaurant din orașul meu natal. Nota 10 la asta. Mie nu piace. Ce nu îți place? 7. Deci de, din asta știu că îmi făceai când eram eu mic, nu? Da, a făcut ăsta chinezesc, caietan. Caietan, deci se traduce ouă făcute în ceai. Da. În ceaiul ăla bagi și ceaiul. Da, nu? Da. Jiangyou este un fel de sos de soia. Da. Sos de soia chinezesc. Da. Dar nu piaști să vorbesc românești, dacă e foarte bună asta. Asta e de ouă chinezesc, a făcută cu ceai și sos de soia. Hai, noroc. E un ou normal, doar că e făcut în ceai și în sos de soia chinezesc. Da. Și dă un gust extraordinar. Este genial pentru mic dejun. 10 din 10. Tu? Și tu la fel. Da. Îmi făcea mama mereu când eram mic de asta. Vezi, eu țin minte. Băiatul e țin minte. Normal. Vine preferata mea. Deci asta este preferata mea. Guantan. Da. Băi, deci este supa mea preferată. Efectiv, e cea mai bună supă din tot orașul meu natal. Deci fondunul ăsta, supa asta și multe chestii de aici sunt efectiv originale din orașul meu natal. Ia, hai să vedem. Băi, deci cu puțin oțet și cu puțin sos iute, superb. Da, asta la chinezesc, la fondun. Deci înăuntru este carne de porc, făcută în aluat și în supă, băgată în supă. Este genial, efectiv, iubesc chestia asta. Mamă, dar ce s-a golit locul, uitați, deci în momentul în care s-a terminat ora de mic dejun, pentru că acum cât e ceasul? Acum e 1:30, na, a început lumea să vină de pe la 11:30, 12:00, așa, să mănânce aici și după aceea să meargă să-și facă treaba. Deja s-a golit tot locul, nu mai e nimeni. Deci efectiv, nu mai e nimeni. Eu îi dau nota 11 la asta, deci iubesc mâncarea asta, e superbă. Băiatul Miller, numai asta că place. Deci de când am venit, băi, deci primul lucru pe care am făcut, am venit să mănânc asta, jur. De asta 100% știți de asta. Chinezesc la zongzi. Ce frunze e asta, de bambus? Nu. Zongye. Chinezesc zongye. Deci înăuntru avem orez care sincer chiar habar nu am. Cu farfica. Deci asta chiar nu știu cum este făcută, frate, dar este atât de interesantă și este atât de bună la gust. Deci orezul dinăuntru este așa puțin dulce și înăuntru, în mijloc, este carne. De obicei copiii când merg la școală, gen părinții le pun asta la pachet. Efectiv, le pune așa la pachet, frumos. Și uitați ce frumos se desface. Ia uitați. Nu fă așa, băiatule mai. E bine, ia uite. Și înăuntru avem orez. Doamne, ce frumos! Da, ulă mare. Dar nu e așa bun aici. Ia dar și nu tu. Mai e nu-mi place. Carne. Nu l-au făcut pe gustul meu, nu e atât de dulce. Mm-hmm. E mai sărat ăsta. Nu pia boac. Dar ăsta în general e foarte bun, e super bun. Mai vrei? Nu mai. Trecem la ultimele două preparate. Avem aici, asta 100% v-ar plăcea vouă foarte, foarte mult. Când era cald, era foarte ușor de amestecat. Acum s-a răcit și s-a întărit. Deci avem aici chinezesc la pan mie. Deci jos avem sosul ăla, un fel de teriyaki cu sos de arahide sau ceva de genul, sos de arahide. E super bun și ăsta, dar nu sunt mare fan. Ce bine l-au făcut aici. Vrei să încerci? Mamă, e foarte bun. Ia uite ce, ca o domnișoară, bă. Dar mereu mama a fost așa mai
Da, e foarte bună. 10 din 10. Sincere, da. 10 asta. Nota 10, legeri. Asta ce este? Zici că e creier. Asta chinezesc la sau mai. Sau mai. Și cu sos de soia. Eu în viața mea n-am încercat asta. E prima oară când încerc. Pe restul le-am mai încercat. Asta e foarte bună. Nu, nu-mi place. Ia, vezi? Nu-mi place. Picale nu plac. Nu. E ceva, nu știu ce carne e. Ce carne e asta înăuntru? Țulău. E carne de porc? Mhm. Nu pare. Ai fânsă? Nu, nu-mi place. Nu-mi place deloc asta, nota 1. Nu-mi place. Și avem ultimele două chestii cu care și voi sunteți obișnuiți. Sunt niște langoșuri chinezești, frate, astea. Făcute în ulei, ca langoșul, exact ca langoșul. Doar că în România mănânci asta cu brânză, da? Aici se mănâncă așa simplu. E exact langoș. Și ăsta la fel. Ăsta e puțin mai dulce. Înțeles cât de uleios este. E exact ca langoșul. Hai să mergem să plătim, să vedem cât au costat toate astea. Suzu, nește tot și tu iau toate. Deci fiți atenți. Deci eu dau aici 100 de yuan, da? Care înseamnă... Cât înseamnă 100 de yuan? 60 de lei, cam așa, 100 de yuan. O să-i dau și fiți atenți câți bani îmi dă înapoi. Mamă, deci nu aveți idee cât au costat. Deci tot ce ați văzut mai devreme pe masă, da? Un mic dejun, care deja am încercat din fiecare și sunt full aproape. Ce știi, Suzu? Cât ne-a dat înapoi? 50, 60, 64 de yuan ne-a dat înapoi. 23 de lei am dat pe toată masa asta, frate. 23 de lei, tu îți dai seama că mâncăm 5 oameni de aici? Hai să mergem la restaurant. Chiar acum la cel mai șmecher restaurant din orașul meu natal. Haideți cu mine înăuntru, veniți cu mine înăuntru. Să vedeți ce camera am pregătit aici. Ia uitați, frate, ce loc frumos, efectiv. Este numărul 8, da? Și asta este camera în care vom mânca la cel mai scump restaurant din Sanming. Și vreau să fac cunoștință cu cineva. El este Jason, șeful care este de la acest restaurant. Salut! Abia aștept să vină toate preparatele, să vă arăt ce înseamnă, frate. Niște preparate originale și adevărate chinezești. Deocamdată o să bem puțin ceai cu el, pentru că ne-a pregătit și niște ciuți, după cum bine observați. Este o tradiție la noi în China, în momentul în care ai, nu neapărat clienți, musafir, așa se zicea, musafir. Musafir. Este timpul să încercăm să vedem ce avem aici, frate. Avem mult prea multe, efectiv, și sunt doar eu cu mama. Cum mâncăm astea? Atâta. Cum mâncăm astea? Cu asta vrei să începem, ce e asta? E pește? Da. Sunt curios, vreau să încerc peștele de China, hai să vedem. Ia. A. Peștele de China, da? Nu știu ce pește e ăsta. Cred că îmi place. Băi, ești de bun, chiar e foarte bun. E bun, nu? E bun. Nu se simte gustul ăla de pește, dar tot nu-mi place. O să-i dăm... 5. 5 din 10? 5. 5 din 10, dar mama, eu o să-i dau un 6. Sincer că nu mă așteptam să fie atât de bun. Că mie nu-mi place peștele, în general. Hai să vedem astea. De astea, 100% toată lumea știe. Sunt sigur că ați mai mâncat în România. Suigeau. Da, suigeau. Astea, 100% sunt bune. Mmm. Mamă, ce bune sunt. Da, ăsta place. Mmm, altceva. Mamă, ce bun e, nu-mi vine să cred. Ăsta, da. Nu, deci s-a terminat, mă jur de rom. Așa mi-a făcut capul. 10, 11 din 10. Foarte bun. Ce notă dai la asta? 10. 10. 100% 10. Aici văd că avem niște fructe de mare. Avem tentacule de caracatiță. Băi, cât de mult mi-aș dori să deschid un restaurant în București. Un restaurant chinezesc, mamă, nu aveți idee. Nu prea au gust. Ia gust. Așa, avem și calamari. De fapt e bun. Chiar e bunicel. Avem aici și niște chili. Mamă, nu e chili ăsta. E ceva... Goale nu sunt bune. Cu astea, da. 10 din 10 și la astea. Lejer. Da. 10 din 10. Mamă, cât de bune sunt. Ce notă dai? 9. 9? 9. Eu îi dau 10 și la ăla. Avem aici... Dita mai salata de... fructe de mare. Mamă, ce e aici? Iubesc fructele de mare, dar nu-mi place peștele, ca să înțelegeți. Mamă, cât de iute. Foarte iute. Își place? Bam, bam. Desfacem așa frumos. Mi-e place mult asta. Da? Foarte mult îmi place asta. Mm-hmm. Nu, mie nu. Hai să vă arăt cum se desface un crevete. Cu gura doar, da? Tăiem capul. După aia băgăm în gură corpul ăsta din mijloc. Hai că și eu ăsta. L-am tăiat pe tot. Tăiem coada. Și uitați, a ieșit doar carapacea. Nu-ți place? Asta și cu asta nu. Mamă, mie, mi se pare, cel puțin asta mi se pare foarte bună. Ce notă dai? 5. 5 la amândouă? Eu dau 10 la amândouă. Deci mie nu-mi place peștele, îi place peștele. Hai să vedem ce supă e asta. Mă, zici că sunt fire de păr astea, dar sunt alge. Ia, ia.
Wow. Asta bun. Wow. Asta. Ce supă e asta? Da. A, nu-mi place peștele ăsta. Nu pește. Nu. Ce? Nu. A, ceva. Da, e ceva din mare, în orice caz, e fruct de mare. Mm-hmm. Dar nu e pește. Are. Dar e foarte bună supa asta, doar cărnița aia nu-mi place. O să-i dau 9 din 10 din cauza cărniței alea, că nu mi-a plăcut cărnița aia. Nu? Mm-hmm. Da, dau nota 10. Tu dai nota 10? Da. Hai să vedem ce e asta. Mama nu poate să țină pasul mai repede. Asta chinezesc lițlou. Cum e? Place ție? Nu. Vai, nu-mi place deloc ăsta. Nu, la asta chiar îi dau nota 4. Dar nici 4 nu merită, nu, la asta îi dau 1. Nu-mi place deloc. Dau nota 5. 5, da? 5. Asta e chips? Șafie. A, e chips de la din creveți. Mm. Șafie. Și asta ce e? Carne. Carne de pui? Mhm. Carne de pui, cred că. Eu sunt român, frate, eu mănânc direct cu mâna. E așa, așa, așa. Un 8 o să dau la astea. Mm, cam așa. Un 8, nu? Mm-hmm. Nota 8. Și mai avem... O ultimă încercare. Ia, stai așa că mă întind eu. Cred că cu toții ați văzut în filme, cu toții ați văzut în desene animate, la ce vă mai uitați. Pauză. Înăuntru este carne de porc? Cred că da. Ia, hai să iau gură. Să vedem. Ia. Ia un gură. Wow, ce bun e. Mm. E carne de porc. Mănâncă tu. Mie nu plac. Nu-ți plac astea? Nu. Cred că ai mâncat prea multe când erai mică, nu? Da, da. De obicei copiii mănâncă de asta foarte mult. Mamă, e foarte bun. Dar uitați ce interesant arată și ce. Squishy e așa. Ia uitați. 10 din 10 și la asta. Chinezesc hoasân. Da, că lumea te înțelege. Deci mama crede că dacă vă zice chinezesc hoasân, gata, știți. Știți ce înseamnă. Ne punem acum să mâncăm. Cheamă prietenii să terminăm tot ce e aici. O să mâncăm, cred că, 4 persoane la toate chestiile astea. Deci, efectiv, sunt full, tată. Nu mai pot. S-a terminat și toată mâncarea de dinăuntru. Mergem acum să plătim, să vedem cât a costat toată masa aia nebună de mai devreme. Haideți să vedem. Băi, deci haideți să vă arăt ceva, veniți cu mine. Deci n-am mai văzut așa pește în viața mea. Bă, pește cu picioare, zici că e dinozaur, mă jur. Ia uitați-l acolo, mă, frate, cum stă. Deci, efectiv, băi, vă știți cum se traduce? Se traduce pește broască. Ca să înțelegeți. E nebun rău de tot, e urât rău. Cât de frumos este aici, mă, frate. Este super. Deci totalul este de 638 de yuani, frate. O să verific imediat cât costă. Stați 2 secunde să plătesc. Am lăsat 700, să lăsăm și tips, că așa este frumos. Haideți să verific acum cât a costat. Deci totul a costat 442 de lei, mă, frate. Deci efectiv, deci China asta este. Băi, deci am hrănit și încă am mai rămas. Deci am hrănit 7 guri de oameni. 7 guri de oameni am hrănit cu 450 de lei. Mi se pare absolut ireal. În orice caz, dacă vă place această serie, să știți că fratele vostru o să mai filmeze prin China. O să mă duc săptămâna viitoare în Shanghai, în Beijing și în toate orașele astea nebune de prin China. Mama este înăuntru încă mănâncă, așa că eu o să închei vlogul aici. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să dați follow pe Instagram. Fratele vostru s-a dus și ne auzim săptămâna viitoare.